După cum v-ați obișnuit, vă voi reține cu câteva anunțuri. Dacă ne putem liniști între timp. După cum știți, începând de sabatul viitor, chiar de vineri seara, va începe evangelizarea Agonie și Triumf. În hol mai sunt foarte multe invitații, suntem rugați să luăm câte credem că putem da, să încercăm să fie o chestiune cât mai personală, nici să nu le aruncăm. Tot în perspectiva acestei evangelizări, sabatul viitor este anunțat un sabat de post și rugăciune pentru a susține cât mai bine, cât mai frumos acest eveniment. Vreau să vă întreb la cât începe după masă. Îmi pare bine că s-a reținut această oră 16:30 ca să nu existe confuzie și probleme. Invitatul nostru de după amiază este fratele Cuțanu Teodor. După terminarea serviciului divin, toți diaconii și toate diaconesele sunt așteptate jos de fratele prim-diacon la o întâlnire care durează 10 minute. Am anunțat-o și sabatul trecut, s-au prezentat doar 4 persoane. Vă rog să luăm mai în serios această slujbă, această chemare. Sabatul 5 are loc la Stupini întâlnirea cadrelor SUP, serviciu umanitar pentru penitenciare. Toți cei care sunt implicați în această activitate de la noi din comunitate și doresc să participe, se pot înscrie la fratele Zbârcea Cristi. Vremea cuvântului, din cauza programului de după masă, a evangelizării, se amână pentru data de 5 aprilie. Ne bucurăm că ați studiat și v-ați pregătit pentru sabatul acesta, ne pare rău, dar foarte bine puteți cimenta mai bine ceea ce ați învățat până acum. Începând de mâine, va demara ora de rugăciune a tineretului, care ține o săptămână. Va fi în timpul săptămânii în fiecare seară de la ora 19, aici. Mâine, fiind repetiția corurilor reunite la Biserica Maghiară, această oră de rugăciune se va deschide acolo cu un devoțional, la ora 12. Mulțumesc! Vă rog să avem în vedere și cheltuielile comunității, o factură mai mare pe utilități, respectiv la gaz, să avem în vedere și acest lucru, plus să nu uităm, am anunțat așa seară, nu-mi face plăcere, în familia fratelui Anca Beni a avut loc un deces, tatăl dânsului a murit la Câmpia Turzii, ora 13, la capela de lângă coloană. Toți cei doritori pot participa să susțină familia fratelui Anca Beni. Vă doresc un sabat plăcut în continuare. Vă invit ca în numele Domnului Iisus să deschidem serviciul divin din această dimineață cu imnul 180, așa cum sunt la tine vin.
Părinte bun și Sfânt din ceruri, care ești în ceruri, venim, Doamne, în fața Ta, să-ți mulțumim că ai fost cu noi încă o săptămână, îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat putere de muncă și îți mulțumim pentru că în acest sabat ne asumăm în locașul Tău de închinare. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne binecuvintezi, să ne ajuți, Doamne, să ne deschidem sufletul și să ne ajuți, Doamne, ca să primim cuvântul de la Tine. Ajută-ne, Doamne, ca pe mai departe să rămânem lângă picioarele Tale și ajută-ne ca în toate planurile să Te punem pe Tine înainte. Fii cu cei dragi ai noștri unde sunt, cu cei sărași, cu cei bolnavi și ajută-ne, Doamne, ca întotdeauna să ne ținem tari de brațul Tău. Toate aceste lucruri le-am cerut în numele Domnului Iisus în veci. Amin. Textul din Luca, capitolul 12, versetele 6 și 7, spune astfel. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din capi tot vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Dumnezeu vede în mine și în tine o valoare mai mare decât aceea de care suntem prețioși în ochii Săi. Iar dragostea Sa față de noi nu cunoaște limite. Ellen White ne scrie, uitând de propriile dificultăți și necazuri, să-i aducem laudă lui Dumnezeu pentru ocazia pe care o avem de a trăi spre binecuvântare a unei noi zile, să trezească în inima noastră lauda pentru acele dovezi ale grijii Sale iubitoare. Atunci când deschizi ochii dimineața, mulțumește lui Dumnezeu pentru că te-a păzit de-a lungul nopții. Mulțumiți-i pentru pacea din inimă dimineața, la prânz și seara, fă ca mulțumirea ta să se ridice la ceruri ca o mireazmă plăcută. Dumnezeu te iubește. Este un fapt. Dar cum voi ști și eu la rândul meu că îl iubesc? Nu e prin dăruire se va vedea acest lucru. Este momentul să-i arătăm și astăzi lui Dumnezeu că îl iubim. Colecta din sabatul acesta va fi destinată bugetului comunității locale, iar cea de săptămâna viitoare va fi destinată bugetului diviziunii la departamentul de tineret. Frații diaconi, se rugă să strângă darurile și zecimile.
Iubite Tată, îți mulțumim pentru această ocazie în care putem mări și slăvi. Îți mulțumim, Tată, pentru această ocazie în care putem să-ți arătăm cât de mult te iubim. Îți mulțumim pentru ce a rămas acasă. Îți încredințăm aceste zecimi și daruri și voia ta să se împlinească cu ele. De asemenea, voia ta să se împlinească cu noi, cu toți. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Îi rugăm pe toți copilașii să vină în față pentru că avem o povestire pentru ei. Era o zi frumoasă de primăvară, la fel cum este astăzi, când bunicul stătea la masă cu cei patru nepoți ai lui. Pe ei chema Alex, Albert, Emma și Patricia, așa se chemau nepoții. Și în timp ce bunica pregătea masa, copiii au observat că bunicul scria o scrisoare. Și atunci Patricia a întrebat: "Bunicule, despre ce scrii? Scrie o poveste care ni s-a întâmplat nouă sau scrie ceva despre mine?" Bunicul a zâmbit și a zis: "Da, scriu ceva despre tine, despre voi. Dar mai important decât ceea ce scriu este creionul cu care scriu. Eu aș vrea ca atunci când veți crește mari să fiți ca și acest creion." Și copiii au început să se uite derutați unii la ceilalți: "Dar bunicule, acest creion nu are nimic special, este ca și toate creioanele pe care le-am văzut în viața mea. De ce ai vrea ca noi să fim ca un creion?" Și atunci bunicul i-a zis că trebuie să privim lucrurile diferit. "Am să vă arăt eu care sunt calitățile creionului. Cu acest creion poți să desenezi, poți să faci arhitectura unei case. Cu acest creion poți să construiești un bloc. Dar mai important decât atât este mâna care ține acest creion. Dacă acest creion se află în mâna lui Satana, atunci poate ieși ceva urât. Poți să strici viața cuiva. Dar dacă acest creion este mâna lui Dumnezeu, poți să înfrumusețezi viața cuiva." De asemenea, în timp ce scrii sau desenezi, ai nevoie din când în când să folosești o ascuțitoare. Ia să vedem cum o folosim. Aceasta înseamnă puțină suferință pentru creion, dar este mai ascuțit. La fel și în viața noastră, în familie, părinții ne mai ceartă, ne mai pedepsesc, dar nu este un lucru rău, pentru că ne face mai puternici, mai buni și mai ascultători. Pe lângă ascuțitoare, mai folosim și o gumă de șters câteodată, nu? De ce folosim guma de șters? Naomi? Ca să ștergem ce-am depășit. Ca să ștergem ce-am depășit, ce-am greșit. Exact. Să vedem cum folosim o gumă de șters.
de multe ori în viață trebuie să îndreptăm anumite lucruri pe care le-am greșit, nu? La fel cum această gumă de șters a șters un cuvânt care este un cuvânt urât, este răutate, vedeți? Pe lângă aceste calități, creionul mai are o calitate foarte importantă. Este mina de grafit, mina care se află înăuntru. Nu este atât de important forma creionului, ce culoare are, că este albastru, negru sau roz, sau că este făcut din lemn. Mai important este mina cu care scriem. La fel și în viața noastră sunt mult mai importante trăsăturile pe care le avem noi în interiorul nostru. Bunătatea, felul cum vorbim cu cei din jur, cât de ascultători suntem de părinții noștri, aceste lucruri sunt mult mai importante decât cu ce ne prindem părul sau cu ce ne îmbrăcăm, nu? O altă calitate importantă este urma pe care o lăsăm cu creionul. Am făcut și aici o urmă. Este o urmă de mână. Fiecare în viața noastră, atunci când facem ceva, influențăm pe cei din jurul nostru. Și vă spun vouă, nepoților mei, cât și celor care sunt în această încăpere, că este foarte important să ne gândim la lucrurile pe care le facem, pentru că aceste lucruri influențează pe cei din jur și vrem ca umbra noastră, ca urma pe care o lăsăm în viața noastră să fie o urmă pozitivă, ca să nu folosim prea mult guma de șters. Dumnezeu să ne ajute să fim niște unelte în mâinile Lui și niciodată în mâinile lui Satana. Amin. Acum vom merge cu toții afară și vom primi fiecare câte un creion cu care o să ne desenăm drumul vieții.
Sabatul trecut am fost din nou în fața dumneavoastră și vă mărturisesc că m-am simțit mult mai lejer decât în sabatul acesta, pentru că ori de câte ori am avut ocazia să fiu de față cu copiii și să declar deschis sentimentele față de inimile lor, m-am simțit mult mai bine decât atunci când trebuie să mă adresez celor care sunt de vârsta mea, în special. Prin forța împrejurărilor sunt astăzi în fața dumneavoastră, pentru că, după cum știți, în familia fratelui pastor a apărut acest necaz și iată-ne deci din nou împreună. Oricum, vă spun pacea Domnului și vă doresc tuturor un sabat binecuvântat, iar liniștea și pacea să cuprindă inimile dumneavoastră. Amin? Amin. Aș vrea acum să ne adunăm gândurile și vă invit să deschidem împreună în Cartea Evanghelistului Ioan, la capitolul 20, și să vorbim despre o temă minunată și despre un personaj care a rămas cel puțin în memoria mea. La capitolul 20, începând cu versetul 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12 ucenici, nu era cu ei, adică, mă rog, cu ucenicii când a venit Iisus în acea cameră. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus. A stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mine, la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Este un pasaj extrem de sensibil în Sfânta Scriptură referitor la ceea ce înseamnă relația cu Domnul Hristos. Acum, după cum știm, Apostolul Toma este unul din cei 12 ucenici ai Domnului Hristos. Și numele său, în aramaică, Teoma, înseamnă geamăn. De unde și numele de Toma geamănul, sub care mai este cunoscut acest ucenic. Acum, nu există izvoare istorice care să identifice momentul când acest apostol a fost chemat la apostolat. Evangheliile sinoptice precizează, în schimb, că apostolii au fost rânduiți de către Domnul Hristos, doi câte doi, mai întâi cele două perechi de frați, Andrei și Petru, Iacob și Ioan, apoi ceilalți. Iar Toma, la rândul său, căreia îi se spunea și geamănul, a fost desemnat să slujească Evanghelia împreună cu Matei vameșul, lucru pe care ni-l subliniază și Apostolul Marcu și Luca și Matei. În viziunea aceasta laică a noastră, în general, Toma este, după cum știm și după cum mi l-am încetățenit, expresia omului necredincios, a personajului care trăiește o confuză îngemânare a credinței cu îndoiala. Din memorabila întâlnire însă a celor doi, discipolul Toma și maestrul Iisus, de-a lungul timpului, portretul acesta etic al ucenicului a suferit, din păcate, o persistentă tușă cenușie, rezultând în dreptul său o nefericită și, poate zic eu, nedreaptă catalogare. Toma necredinciosul. Prin relația sa atipică cu Domnul Hristos, specială, mulți credincioși îl consideră pe Toma geamănul așa un personaj, oarecum atractiv, picant, chiar simpatic, dar cu o grămadă de note la subsol în dreptul persoanei sale. Totuși, în anturajul Domnului Hristos, în pofida faptului că numele său apare mai rar, în pofida faptului că unii văd în el un om blocat în propria-i cervicie, sau așa un fel de, cum spunem noi popular, un căuzaș fără cauză, el, Toma, nu a fost doar o apariție meteorică în Scriptură, nu a fost doar așa un actor pe o scenă de hârtie. Pentru că o astfel de abordare vine mai degrabă din dorința de a nu ieși noi din tipare,
poate dintr-o subterană egolatria noastră, poate din mici artificii, din mici viclenii, poate din ignoranța noastră. Haideți să ne gândim puțin mai mult în dreptul acestui personaj. Încă de la primele pagini, raportul biblic tratează acest concept de îndoială față de Dumnezeu sau față de propria persoană. Și nu tocmai este personajul care determină în Biblie o asemenea dezbatere. Protopărinții noștri, după cum știți, Adam și Eva, și-au definit existența în grădina Eden sub semnul acesta al retragerii credibilității lui Dumnezeu, oferind ascultare tocmai unei voci ascunse, unei voci obscure. Avram și Sara au construit cu Îngerul Domnului un dialog al neîncrederii, chiar marcat de un ușor sarcasm atunci când mesagerul ceresc le-a transmis această veste a venirii pe lume a unui moștenitor. Moise, la rândul său, și-a subevaluat fără ezitare capacitățile în fața lui Dumnezeu când i s-a cerut să devină lider. Mai mult, Moise s-a îndoit și de faptul că Dumnezeu va putea scoate apă din stâncă sau va putea oferi poporului carne în pustie. Aduceți-vă, vă rog, aminte de Gedeon, care a solicitat lui Dumnezeu exact ceea ce a solicitat și, și Toma. Doamne, dă-mi un semn, dă-mi un semn, Doamne, ca să-mi arăți că Tu vorbești. De asemenea, îmi vine în minte persoana lui Petru, care își privea cu totală neîncredere pașii în timp ce acesta călca apa, deși o făcea tocmai la invitația învățătorului de a coborî din barcă. Să nu uităm de asemenea faptul că, spune Scriptura, cel mai mare bărbat născut din femeie, și anume Ioan Botezătorul, a avut un moment de ezitare, de incertitudine în ceea ce privește autenticitatea Domnului Hristos, expedindu-și emisarii să-L întrebe, tu ești acela, Mesia, sau să așteptăm pe altul? Sigur, aceste imagini pot continua. Așadar, vreau să vă spun că nu Toma este cel care deschide această temă, această poartă a îndoielii în Scriptură. Iar pentru toate aceste vulnerabile, să spun așa, ființe, suflete, Dumnezeu a avut și o soluție, a avut și o explicație, a avut și o viață, un grafic, un proiect de viață pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Acum, Toma, personajul de care ne ocupăm, știa bine că Hristos era incompatibil cu moartea, iar ecuația lui Toma era una simplă, nu simplistă, simplă, și anume, dacă Hristos a primit, a pătimit, dacă Hristos, Domnul Hristos a pătimit și a murit în umanitatea sa, deci în umanitatea sa, nu și în divinitatea sa, dacă El, Hristosul, înviase și nu era doar o ciudată arătare, așa, o fantomă, un zombi, atunci, ca om, Domnul Hristos trebuia să poarte pe trup sufletele pătimirii. Asta gândea Toma. Aceasta era, dacă vreți, în logica lui Toma, suprema dovadă, e adevărat, empirică, și anume faptul că Hristos cel înviat era unul și același cu Hristos cel răstignit, adică Dumnezeu și om. Acum, pentru Toma, nu învierea în sine, ca posibilitate, ca realitate, ca proces transcendent, să spun așa, era problema. Și nici asocierea învierii cu persoana Domnului Hristos. Marea dilema lui Toma era alta, și anume, oare cum erau posibile semnele stricăciunii într-un trup nestricăcios? Iar Domnul l-a citit pe Toma și i-a răspuns. Și parcă-l văd pe Domnul Hristos cum se apropie de Toma. Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Cuvinte care, sub aspectul acesta hermeneutic, adică al interpretării, exprimă unul din adevărurile biblice fundamentale care și azi creează vii controverse pe eșichierul acesta teologic creștin. Ce a vrut de fapt să comunice Domnul Hristos? Ce a vrut El să-i spună lui Toma? Și nu numai lui Toma, ci tuturor celor de față, ca viitor misionari, acelor care se aflau în cameră. Un lucru esențial, și anume, că în moarte natura umană nu este nici anulată, nici destructurată ca natură, nici transformată în entități etnice
distincte, trup, spirit și un suflet peregrin. Moartea este un somn și o trezire. Este un port pustiu unde corabia ta se odihnește o vreme. În esență, acesta a fost mesajul Mântuitorului. Mesajul Mântuitorului reprezintă confirmarea faptului că învierea sa se traduce prin reasumarea naturii umane în mod irreversibil, în mod autentic, ca un proces venit așa, fără pierderea integrității organice, fără pierderea vreunei componente psihice, fără mijlocirea unor forțe oculte, adică cel înviat redevenind o entitate deplină, complexă, funcțională, viață și suflare de viață, adică omul Iisus Hristos. Prin învierea Domnului Hristos, cu ajutorul lui Duhului Sfânt, e clar și limpede lucrul acesta, natura sa umană, adică Domnului Hristos, a fost transfigurată, adică transpusă într-o altă realitate. Așadar, această întâlnire între cel înviat și Toma Geamărul a pus în lumină trei mari adevăruri biblice, să spun așa. În primul rând, sufletul omului nu este nemuritor. Adică, în afara ființei, nu există altceva decât neființă. Doi, cele două naturi ale Mântuitorului, cea umană și cea divină, sunt distincte, dar inseparabile. Și trei, Domnul Hristos a pătimit și a cunoscut finitudinea, adică moartea, însă doar în umanitatea sa, nu și în divinitatea sa. Iată de ce dialogul celor doi nu trebuie abordat așa, Toma necredinciosul, adică superficial, coagulându-ne doar pe un Toma vulnerabil, eu știu, naiv, palid, surclasându-l așa din start în zona aceasta a culpabilității. Întâlnirea lui Toma cu Mântuitorul trebuie însușită în spiritul ei, adică dincolo de cuvinte, în sfera esențelor care trebuie decopertate, decupate, date la o parte și așa mai departe. Și parcă îl văd din nou pe Domnul Hristos apropiindu-se de Toma. Toma, tu ai crezut pentru că m-ai văzut. Dar acesta nu este un reproș, ceea ce pare a fi. Sunt cuvinte prin care Domnul Hristos exprima în fața tuturor discipolilor săi care erau acolo în cameră, cei care aveau să constituie de altfel viitorul nucleu al proiectului de misiune, cuvinte prin care Domnul Hristos arăta superioritatea unui anume gen de credință, și anume credința intuitivă, credința apriorică, credința inimii ca expresia Duhului Sfânt, ca reflexia Duhului Sfânt, ca sensibilitate în fața acelei credințe raționale, argumentative, a credinței care solicită dovezi, imagini, mărturii. Și atunci când Domnul Hristos spune, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, El nu reduce această problemă la o simplă, așa, observație dojenitoare adresată lui Toma, ci face trimitere la toți aceia care de acum înainte, în mod special cei care erau de față, în decursul veacurilor, în absența sa ca învățător, pentru a aduce la îndeplinire această misiune a slujirii, pentru a cristaliza proiectul acesta al bisericii primare, oamenii aceștia vor trebui să cultive încrederea bazată doar pe cuvintele și minunile apostolilor, adică pe un tezaur nevăzut, dar crezut. Aceasta era realmente, de facto, mesajul Domnului Iisus și scopul Domnului Iisus în, hai să zicem, puerila dojenire a lui Toma. Nu întotdeauna cuvintele lui Iisus expun deslușit un adevăr, cum să-i zicem, sistemic. Nu întotdeauna iau forma unui principiu transparent. Nu întotdeauna cuvintele Domnului Hristos se constituie într-o doctrină așa de excelență, de catedră, într-un dreptar din ăsta didactic. Dar cuvintele Domnului Hristos spun întotdeauna mai mult decât spun și de multe ori altceva decât par să spună. Niciun cuvânt al Domnului Iisus nu dă ceva de gândit fără să dea ceva de trăit și invers. Aceasta este, de fapt, însăși esența vorbirii Domnului Hristos în Evanghelie. Și mă gândesc așa, omenește vorbind, eu cred că degeaba l-ar fi urecheat, degeaba i-ar fi reproșat Domnul bietului Toma acest, cum să spun, lipsă de
credință de cremene, pentru că Dumnezeu știe un lucru. Știe că ochii fizici sunt prea puțin pătrunzători pentru a citi o minune. Iar cuvintele Domnului Iisus, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, l-au făcut pe Toma să înțeleagă un lucru esențial, și anume că nevăzutul nu înseamnă lipsa văzutului, ci înseamnă copleșirea văzutului de forța aceasta a tainei divine, acea taină duhovnicească pe care vrei să o pătrunzi, să o limpezești, lucru care nu este posibil fără interfața Duhului Sfânt și fără o anume mentalitate. Și îl văd din nou pe Domnul Hristos apropiindu-se de Toma și spunându-i, Toma, Toma, ai crezut pentru că m-ai văzut. Și parcă îl văd de acum pe umilul ucenic, copleșit, impresionat, biruit, încărcat așa de emoție, căzut la picioarele Mântuitorului și spunându-i, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și asta pentru că Toma a înțeles mesajul. Toma a citit dincolo de cuvintele Domnului Hristos și a fost primul și singurul ucenic care l-a numit pe Domnul Hristos în felul acesta, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și eu cred că acolo a fost un moment de mare sensibilitate, de mare expresie afectivă între Dumnezeu, între Hristos, Dumnezeu și Hristos, om chiar, și Toma, Domnul meu și Dumnezeu. Căci de acum, prin mărturisirea aceasta fundamentală a lui Toma, Hristos, Domnul Hristos, anunța o epocă nouă. Prin această mărturisire începea o epocă nouă în biserică, și anume epoca Bisericii Apostolice. Domnul meu și Dumnezeul meu. Mi-aduc aminte că unul din bătrânii copilăriei mele, și anume pastorul Ștefan Demetrescu, pe care, eu știu, memoria mea așa uită să-l ducă în neant, avea o expresie. Zice, Toma, spunea bătrânul Demetrescu, Toma s-a odihnit în coasta lui Iisus. Toma va fi de acum în lume, dar nu al lumii. Toma va fi un misionar prin care vor fi expuse lumii de acum încolo cele mai tainice izvoare ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Și asta pentru că filozofia vieții este dată de cele mai multe ori de filozofia sufletului. Vedeți dumneavoastră, materialismul, ignoranța, superficialitatea, scepticismul acesta al nostru, mă rog, sunt multe cauze care te provoacă să-L reduci pe Dumnezeu la percepțiile și la înțelegerile tale, care de multe ori pot fi ecuații, cum să spun, false, inoperante, un fel de baloane de săpun, capcane. Iudeii cereau minuni, grecii cereau și ei înțelepciune. Dar pe Domnul, pe Domnul îl putem căuta sincer cu rațiunea, cu știința, cu telescopul, cu ce vreți, cu vehiculul cosmic, cu, eu știu, holografii, cu particula lui Dumnezeu, cu ce vreți îl putem căuta pe Domnul Hristos. Dar de atins, de atins nu-l putem atinge decât cu inima. Ăsta a fost mesajul Domnului în relația cu Toma. Când Iisus a pornit spre mormântul prietenului său, Lazar, din Betania, o altă imagine care configurează portretul lui Toma, prefigurând acest drum, de fapt, calea spre propria ei moarte, așa cum menționează Apostolul Ioan în capitolul 11. Toma, Toma, intuind acest pericol la care se expunea învățătorul în contact cu fundamentalismul acesta iudaic din Betania, intuind simțul acesta, mirosul morții, ca să spun așa, Toma este cel care vine în fața ucenicilor și știți ce spune? Fraților, să mergem și noi să murim cu el. Să mergem să murim cu el. Înainte de a-și însuși teologia aceasta a scrierilor lui Ioan, scrierilor lui Pavel, biserica s-a ridicat și a întărit peste veacuri, având ca lai motiv, ca suport interior, tocmai acest îndemn al lui Toma. De a merge și de a muri cu Hristos. Nu cu o moarte simbolică, nu cu o moarte liturgică, așa cum se practică astăzi, ci în martiriu, adică într-un sacrificiu real. Fără mulțimea aceasta de eroi ai credinței,
Uitați de oameni, dar eu știu, ne uitați de istorie și de Dumnezeu. Toți trăitori și împlinitori ai cuvântelor lui Thomas Jamanul, poate că valul acesta al prigonirilor, eu știu, sabia sau rugola aprins, ar fi reușit să transforme așa într-un amestec de sânge creștinismul, într-un amestec de cenușă. Dar propagându-se peste veacuri, ca așa, ca un fel de arc sonor, ca o perpetuă chemare la credință și curaj, cuvintele acestea ale apostolului Toma răsună și astăzi, fraților, să mergem și noi să murim cu el. Aici se află, de fapt, în esență, toată această mistică creștină, dacă vreți, în sensul biblic al cuvântului, adică toată această taină a creștinătății, adică ceea ce spune Pavel, taina ținută ascunsă de veacuri din veșnicii și din toate veacurile, dar descoperită sfinților lui. În aceste cuvinte, să mergem și noi să murim cu el. Și taina valorilor se află aici, și cea etică, și cea a martirajului, și taina rugăciunii, și taina relevării lui Dumnezeu. Aici se află, în chintesența acestor cuvinte, să mergem și noi, fraților, să murim cu el. Și viața tuturor acestor știuți și neștiuți eroi nu a fost, dacă vreți, decât un fel de uvertură, așa, un fel de deschidere la mesajul pe care ulterior avea să vină ceilalți apostoli să le aducă, de exemplu, Pavel din Tars. Purtăm întotdeauna în trupul nostru, spunea Pavel, ceea ce zicea și Toma. Purtăm întotdeauna în trupul nostru, dacă vreți, moartea Domnului Hristos. Să mergem și noi să murim cu el. Purtăm în trupul nostru această moarte a Domnului Hristos. Toma este cel care, prin îndemnul și curajul său, a slobozit acea energie a izvorului care a devenit de-a lungul istoriei creștine un adevărat fluviu al credinței. De la izvor, adică de la înviere la mărturia învierii, de la mărturie la dogmă, de la dogmă la misiune, de la misiune la biserică. În Hristos nu există nici frică și nici mers cu spatele și asta a înțeles Toma. Toma e primul ucenic care a dovedit că cine nu este dispus să moară în Hristos și cu Hristos, cine nu își asumă această temă a riscului pentru adevăr, are toate șansele să trăiască toată viața cu spatele, să trăiască toată viața ca un anchilozat, adică, concret, într-o biserică muzeificată, într-o biserică îmbrăcată de paloare, într-o biserică consumatoristă. Și e greu, cred eu, dacă nu chiar imposibil să fii, cum cineva a spus, atletul lui Hristos într-o religie așa cu, cum să vă spun, cu mușchii de gelatină. E greu. În setea aceasta a lui de a elucida, de a lămuri asupra autenticității celui din mormânt, Toma a fost onest. Toma nu și-a ascuns niciodată îndoiala. Nu i-a evitat să-și mărturisească ignoranța sau netrăirile sau niciodată nu a încercat să manipuleze, să trișeze, să ia locul înțeleptului, să facă pe snobul. El a trăit permanent, acest om, un flux și un reflux, o deschidere și o închidere. A trăit un catarsis, o spasmă permanentă în relația sa cu Domnul Hristos, din preocuparea sa, din curiozitatea sa inocentă. Și el este, și apostolul Ioan spune lucrul acesta, asta nu-s povești, spune Ioan, el este cel care vine în fața Domnului Hristos și spune, Doamne, noi nu știm unde te duci, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Unde te duci și cum putem să aflăm noi care într-acolo? Da, aceasta a fost întrebarea pe care a pus-o el. Și să știți că biserica s-a întărit tocmai datorită acestor întrebări pe care și le-a pus. Și Domnul Hristos, și le-a pus Toma, și Domnul Hristos îi răspunde lui Toma un adevăr fundamental pe care biserica se bazează astăzi. E fundamental și anume, când întreabă, Doamne, unde te duci? Care este calea aceasta? Vrem să știm și noi. Și știți ce spune Domnul? Știți ce spune Domnul? Un adevăr fundamental. Și anume, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Pe aceasta a clădit biserica. Întreaga această construcție dogmatică a învățăturii creștine, robustul acesta eșafodaj al ei, pleacă tocmai de la această fundamentală hristică, dacă vreți, dezvăluire a Domnului Hristos, zicere a Domnului Hristos, obținută, dacă vreți, de creștinătate, tocmai datorită insistenței persuasive acestui Toma necredinciosul, cum zicem noi. Ceilalți ucenici
nu au îndrăznit să întrebe ce a întrebat Toma. Erau convenționari, erau călduți, așteptau ca lucrurile să se rezolve de la sine. Dar Toma a fost excepția. Și pentru asta îl iubesc pe Toma, pentru că a putut să fie o excepție. Și a fost singurul ucenic care și-a însușit fără echivoc această invitație a Domnului Hristos, și anume, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Asta a făcut Toma. Și Toma a înțeles un lucru fundamental, și anume, căutarea lui Hristos nu se face nici confesional, nici ecuațional, nici lapidar, nici habotnic nu se face căutarea de Hristos. Căutarea de Hristos se face în parametrii normalității, adică a trăsăturilor tale esențiale. Și cântarea care am cântat-o zice, așa cum vin, așa cum sunt eu vin la tine, așa cum sunt. Căutarea de Hristos nu se face în termenii perfecționismului, de altfel perfecționismul este dușmanul neprihănirii. În relația cu Hristos, perfecționismul este strict de natură artizanală. El are un resort interior, are un resort impus de sine, adică de eu. Și în realitate sinele este unitatea de măsură a imperfecțiunii în relația cu Hristos. Este unitate de măsură, dacă vreți, a demagogiei, este unitate de măsură a perfecțiunii de sine, nu a perfecțiunii în Hristos. Căutarea aceasta personală de Hristos nu se face de aceea, nici pe drumul cuielor, nici pe drumul oaselor, nici pe drumul mâinilor, nici pe drumul stelelor, ci drumul detașat al cuvântului în integralitatea sa este acesta, calea, adevărul și viața. Iar pentru asta nu trebuie să fii nici perfecționist, nici profesionist, nici analist. Domnul știe, dacă tu ești anonim, dacă tu ești un anonim, Domnul știe să scoată anonimii din anonimat. Așa cum l-a scos pe Toma. Nu știu acum, poate în relația cu ucenicii, zic și eu, nu știu, ca o presupunere, Toma o fi dovedit așa un caracter, eu știu ce să zic, dificil, curios, sceptic, atipic, imprevizibil, poate mai tupeiz, nu știu ce să zic. Eu știu, poate era o ființă mai greu de suportat față de celelalte. Dar în pofida oricărei aparențe și cât de imperfect i-ar fi fost portretul acesta al lui Toma, noi nu putem face abstracție de un lucru uimitor, uimitor și anume, că în iubirea sa, lăsând deoparte orice imperfecțiune, cuvântul, providența, cuvântul a venit pentru a-l căuta pe Toma, nu Toma pe Hristos. Și îmi vin în minte remarcabile cuvinte ale Sfântului Augustin, teologul de odinioară al Bisericii Primare, care spunea, Doamne, nu mai căuta dacă nu mai fi găsit. Pulsația aceasta, dacă vreți, unică, astrală, de care poate numai o dată și astrală, pentru că o dată în viață te bucuri de ea, care l-a făcut pe Toma de altfel să creadă, să devină altul, să se reseteze, nu a fost, cum suntem tentați să credeți, nici semnul cuielor, nici coasta Domnului, ci a fost Logosul, cuvântul, providența, cuvântul care l-a găsit pe Toma, cuvântul care i-a ieșit în întâmpinare, cuvântul care se afla în fața sa și care era totuși mai presus decât ceea ce se putea vedea și ceea ce se putea intui. Cuvântul care era mărturia și revelația supremă, pentru că singur cuvântul lui Dumnezeu, providența este aceea care îndeplinește capacitatea aceasta de a substitui, de a absorbi orice imagine, orice indiciu marceliar, orice scenariu, cuvântul care suprimă imaginea. Și îmi vin în minte cuvintele lui actorului Dan Puri, care spunea, Iisus nu vorbește, Iisus cuvântează. Reacția aceasta pe care Toma o aștepta de la Domnul nu a fost, dacă vreți, și cred că ați sesizat și dumneavoastră, una de putere, de autoritate, ci a fost o reacție sinceră. Așa era el. Un tip ciudat, poate, pentru unii. Un atipic pentru alții. Un tip afectiv era în felul lui. Pentru el acesta accept al atingerii trupului Mântuitorului reprezenta ceva foarte important. Și anume încuvințarea că el, Toma, era în gândurile lui Dumnezeu, că în el, Toma, se împlinea acea mărturie ale colegului său Ioan, și anume, Dumnezeu este iubire. Această atingere pe care Dumnezeu i-a permis-o prin Fiul Său. În lucrarea Domnului, decisive nu sunt nici voința, nici cunoașterea, nici abilitatea, nici alte valențe, ci caracterul. Și asta dezvăluia Domnul Hristos în Toma. Pentru că dintr-o anume perspectivă, în grupul acela de ucenici aflați în cameră, alături de Toma,
Toma pentru mine reprezintă simbolul diversității în biserică. Toma avea același ideal ca și ceilalți ucenici, dar formulat într-o manieră și cu mijloace diferite. Era un alt timp, era celălalt de lângă mine, pe care totdeauna îl vedem altfel și îi dăm o tentă peorativă. Iar Hristos a sesizat un lucru esențial, și anume că un cerc de prieteni, un cerc de ucenici niciodată nu se face cu compasul, ci mulat pe situație. Toma, îl văd pe Domnul Hristos, fiindcă ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce au crezut fără să vadă. Eu știu, s-ar părea a fi cuvinte, zic eu, deloc confortabile pentru Toma, precum așa, eu știu, cum să zic, ca un junghi într-o inimă obosită. Dar ele nu sunt nici pe departe o dojană. Cuvintele acestea ale Mântuitorului confirmă un lucru esențial. O mare libertate pe care ți-o dă Domnul Hristos. Și anume, dreptul la îndoială. Dreptul de a-L nega. Nu este vorba de acea îndoială fără sens, acea îndoială absurdă, acea îndoială uscată. E vorba de îndoiala bunului simț. De îndoiala creatoare, elastică, duhovnicească, motivațională, îndoiala logică, adică îndoiala legată de persoana Domnului Hristos, de mărturile sale, de viața sa, de viitor. Și Dumnezeu știe că astăzi oamenii se definesc mai puțin prin ceea ce sunt, ci mai mult prin ceea ce resping. Portretul nostru interior este în general suma insatisfacțiilor pe care noi, oamenii, le-am acumulat și Dumnezeu știe treaba asta și de-aia i-a permis lui Toma acest flux și reflux în viața sa. Dumnezeu te invită să pui întrebări cât pentru 7 vieți dacă vrei. Și foarte posibil este ca aceste întrebări să fie prost puse sau poate prost formulate sau arată tot felul de incertitudini. Și asta pentru că de multe ori viața noastră însă și în ansamblul ei este o incertitudine. Și așa cum trăim o vreme a cuvântului, Dumnezeu vrea ca astăzi să existe și o vreme a întrebărilor în viața noastră. Și să convertim acest timp al interogației, al întrebărilor, într-o urgență în viața noastră, într-o necesitate, într-un imperativ al vieții noastre. Pentru că noi, în general, suntem comozi, în general nu avem întrebări. Iar dacă avem întrebări în fața Domnului, în general, răspunsurile sunt cam date de noi, sunt anticipate, sunt apriorice, de fapt. Și în întrebările noastre chiar găsim răspunsul. Astfel sunt formulate. Dar eu știu un lucru din povestea lui Toma. Și anume că, eu știu, ca Iisus, Domnul Iisus, apare ca un răspuns în viața mea. Trebuie să am o întrebare. Cel puțin o întrebare. Iar noi suntem în afara răspunsului la problemele vieții noastre, pentru că de cele mai multe ori suntem în afara întrebărilor. Și nu voi uita niciodată cuvintele profesorului meu de limba română din liceu, care așa într-un târziu și-a predat bătrânețele în mâinile Creatorului și a spus, am fost și eu de față la botezul lui și spunea profesorul, zice, Doamne, te rog, iartă-mă pentru anii de tăcere. Pentru anii în care n-am pus niciun fel de întrebări. Să știți că și tăcerea e un răspuns, poate veți spune. Și Ellen White spune, da, într-adevăr avem nevoie de tăcere, dar avem nevoie de acea tăcere care vine din cunoașterea de Dumnezeu. Și Luca are o expresie pe care am reținut-o și o voi ține minte toată viața. Totdeauna am stăruit în minte expresia lui Luca. Zicea, luați seama la felul cum ascultați. Adică luați seama la felul cum tăceți. Pentru că s-ar putea să fie ceva de genul, am tăcut și am fost interpretat ca filozof. Ce este o mare falsitate în fața Domnului. Numai așa răspunsul Domnului se poate concretiza prin sinceritate în fața experienței sale. Ce să vă spun? Personal, ca om, ca ființă vulnerabilă, mă simt, ce să vă spun, mai aproape așa de îndoiala lui Toma decât de credința aceasta de cremene pe care de multe ori o invocăm. Mă simt mai aproape de îndoiala care vine așa, pleacă, iar vine, iar pleacă, așa un fel de flux și reflux, pentru că în fața lui Dumnezeu încerc să-mi descopăr limitele și vine o vârstă când viața însăși te învață ca experiență acest lucru.
Această poveste de viața a lui Toma m-a învățat că Iisus este o conștiință, care nu știe să obosească ascultându-mă, care știe să fie curios cu mine, care știe să concretizeze în viața mea experiențe, care știe să se facă înțeles, care știe să se implice și mai presus de orice, din experiența lui Toma înțeleg că în fața Domnului Hristos sunt prețios mai mult nu pentru ceea ce am făcut, ci pentru ceea ce n-am putut să împlinesc în viața mea. Povestea aceasta de viața lui Toma mă ajută să înțeleg un lucru, un detaliu esențial, și anume, cu conștiința ne atingem de Domnul prin credință. Cu mintea ne atingem de Domnul prin cunoaștere. Cu voința ne atingem de Domnul prin săvârșirea faptelor de cinste. Dar cu sufletul, doar cu sufletul, doar cu inima, ne putem atinge și unii cu Domnul Hristos. Lucru pe care noi îl comemorăm și îl practicăm aici, în fața Sfintei Cine, ca un moment suprem al trăirii noastre cu Hristos. Am un prieten care, cu care am fost coleg de liceu, cam de vârsta mea, care în tinerețe a fugit în Franța și a luptat în trupele speciale în legiunea franceză. Mă rog, a luptat ca mercenar în Africa, în America Latină. Și în 1990, după Revoluție, imediat s-a întors în România. Și a dorit să-și ia viața de la început. Și a studiat filologia, a studiat teologia ortodoxă, iar acum este preot protopop undeva în sudul țării. Și cum am întâlnit cu el, mi-a spus așa, zice, Pascule, tu știi, am crescut într-o familie ortodoxă, am crescut într-o familie cu temere de Dumnezeu. Acolo, în Franța, în rarele clipe de odihnă, de reculegere, am realizat că dacă voi continua așa, mă voi dezumaniza. Și ajunsesem să văd numai sânge în fața ochilor și în priviri. Și m-am gândit la el. Și am căutat să-l înțeleg, pentru că nu i-a fost ușoară trecerea aceasta de la pistol la cădelniță, eu știu, de la pum la împărtășire sau de la cagulă la patrafir. E mare lucru în viață să știi, zic eu așa, unde te afli, unde ești, unde sunt ceilalți și spre ce te îndrepți. Și omul acesta mi-a dăruit o carte, o carte excelentă. Este de fapt o colecție de eseuri, din care aș vrea să vă citesc un paragraf legat de într-unul din eseuri, legat de taina învierii în relația cu Toma. Și spune el aici, de 2000 de ani ne purtăm prin lume cu Toma de mână, frate de credință și frate de îndoială, de înfrigurări și de așteptare, de cutremuri și îngenunchiere. El, Toma, rămâne obsesia noastră perpetuă și întruparea neputinței noastre de a accepta spontan și fără bicoc bucuria învierii. Există nu numai o dramă a patimilor, ci și una mai puternică, o dramă a învierii. Ea s-a consumat în sufletul lui Toma, așa cum se poate consuma în sufletul fiecăruia dintre noi. Toma nu ar fi scăpat niciodată de povara înduielii dacă încerca să se autoconvingă. El a mărturisit nu doar învierea lui Hristos, ci și dumnezeirea sa. A fost singurul dintre ucenici care a intuit implicațiile cosmice ale învierii. Toma a știut că adevărul trebuie să existe în sine, dar l-a implorat pe Hristos ca acest adevăr să-i devină certitudine, adică adevărul lui personal. Gânduri ale unui fost mercenar. Și mă gândesc așa, ce uimitoare, și cu asta închei, ce uimitoare este uneori viața. De la nu voi crede dacă nu voi pune degetul la Domnul meu și Dumnezeul meu. Să știți că pe un mic deal, undeva lângă aeroportul Kenani din Madras, India, se află mormântul apostolului Toma. Și istoria creștinismului îl recunoaște pe Toma drept apostol al Indiei. Există izvoare istorice, Origen, Eusebiu din Cezarea și așa mai departe. Și el a murit acolo, interesant cum a murit, ca martir străpuns cu lancea, adică tragic. Și pentru mine era de așteptat lucrul acesta. Adică vi l-ați fi închipuit pe Toma murind în patul lui? Vi l-ați fi închipuit pe Domnul Hristos murind în patul lui?
și pentru unul și pentru altul, cea mai convingătoare evanghelie a fost această evanghelie trăită și plătită cu sânge, acest prețios dar al vieții, așa cum a plătit-o Domnul Hristos. Toma a fost ucenicul care a înțeles că dacă nu putem face nimic împotriva morții, conștient de moarte, trebuie să facem ceva pentru alții în favoarea speranței. Și Toma a fost singurul dintre apostoli care acolo, în India, departe, înainte de a purta bătălia cuvântului, a purtat bătălia aceasta cu el însuși. Iar pentru asta Dumnezeu a făcut ca totul să sporească în ființa sa spirituală. Pentru că pe lumea asta nimic nu este întâmplător, sau cel puțin sub aspectul înțelesului lor. Și anume, gândiți-vă, o chestie ciudată, fără să vă manipulez sau să fac o speculație din treaba asta. Toma atinge coasta Mântuitorului, străpunsă cu sulița. La rândul lui muri străpuns de suliță. Pentru ca biruința aceasta, pe care toți ne-o dorim, nu este puterea de a vărsa sângele altora, ci puterea aceasta de a-ți vărsa propriul sânge. Și vreau să cred că liniștea aceea care îi stăpânea sufletul lui Toma înainte de moarte, asemenea lui Ștefan Martirul, asemenea Domnului Hristos, liniștea aceea arăta că în el, de fapt, în Toma, nu mai era nimic de ucis. Pe lumea asta bântuită, vedeți noastră, oamenii se odebesuresc nu numai după felul cum trăiesc, după felul cum se nasc, ci și după felul cum mor. Și oamenii te analizează după felul acesta. Și Dumnezeu te cunoaște după treaba asta. Eu cred că sângele unor oameni ca el, al lui Toma, nu se va usca, cred eu, până la venirea Domnului. Cel puțin aici. Vedeți, fiecare zi din viața noastră este o pendulare de asta, de speranță și resemnare. Între pustiu și mare. Între pustiu și izvoare. Și s-ar putea ca izvoarele din care noi ne astâmpărăm setea să fie ape tulburi. Și sunt lucruri pe care viața le potrivește într-un fel care uneori chiar și pe ea, ca viață, o nedumirește. Uneori parcă te trezești așa dimineața dintr-un vis toxic. Și asta pentru că noi, oamenii, ne complacem și trăim într-o lume în care moartea are ultimul cuvânt. Chiar îți vine unor să te întrebi, oare noi trăim istoria sau istoria ne trăiește pe noi? Da, vedeți, Domnul spune așa, dacă ți-e greu să lucrezi cu certitudini, lucrează măcar cu speranță. Sufletul tău dorește să fie un suflet liber, dar ca sufletul să fie un liber, trebuie să îndeplinești o condiție. Știți care este? Dă-i voie lui Iisus să iasă din mormânt. Dă-i voie să învieze în viața ta. Adică, chiar dacă viața ta va fi până la urmă, așa, ca și lui Toma, un fel de viață fără preaviz. Să știți că nu există, dacă vreți, formă mai cumplită de pedeapsă decât atunci când nu ești lăsat să-ți vezi lacrimile. Și Dumnezeu știe treaba asta. Iar dacă Satan a furat ceva oamenilor, știți ce a furat? Și ce vrea să fure? Nu zâmbetul, ci lacrimile. Este cea mai cumplită formă de pedeapsă. Învierea Domnului Hristos, tocmai acest lucru vrea să confirme, că El, Mântuitorul, a fost prizonierul lacrimilor. A fost prizonierul iertării. A fost prizonierul risipei de iubire. Așa cum e El, cu risipa pe risipă călcând. Așa e și ce a înviat. Când Hristos a luat pe umeri aceste dureri ale oamenilor, să știți că de atunci, din start, El a fost condamnat la plâns. Și să nu uităm însă că fiecare zi din viața noastră care aleargă spre apus este o bătaie de clobot. Este o chemare. Și Domnul Hristos ne spune așa, că dacă vrei ca în viața ta să aibă loc o schimbare, tu trebuie să faci parte din această schimbare. V-am mai spus și cu altă ocazie și cu asta chiar închei. Giuseppe de Lampedusa, am citit și un roman, Iepardul.
în liceu și mi-a plăcut de acolo o frază nemaipomenită care spune așa: ca totul să rămână la fel în viața ta, totul trebuie să se schimbe. Așadar, sensul fericirii nu este o altă viață, ci o viață altfel. Și vă invit să predați și să vă rugați pentru o cauză cu care vă identificați, așa cum a făcut-o Toma. Și Domnul să vă binecuvinteze această decizie. Amin. Această dimineață vă invit să lăudăm în încheiere pe Dumnezeul nostru cu imnul 898. Când îți pare că e grea crucea. Thank you.
nostru, care ești din ceruri, venim înaintea ta să-ți aducem mulțumire că am putut fi la această oră în casa ta de rugăciune. Îți mulțumim pentru cuvântul minunat pe care l-am auzit. Te rugăm, Doamne, să ne dai înțelepciune să-l pricepem și te rog, Doamne, să ne dai înțelepciune să fim credincioși în tot ceea ce vom face. Fii cu noi până la sfârșitul zilor acestea și binecuvântează-ne. În numele Iisus te-am rugat. Amin. Amin.